citești? E pentru școală. O să-i spui lui tata? I-am spus eu vreodată ceva din ce faci tu? Bia, eu îl iubesc pe Luca. Tu nu știi cum se simte pentru că n-ai fost niciodată îndrăgostită. Dar crede-mă, îl iubesc. Eu știu ce ne-au învățat la biserică, iar eu în asta cred. Doar după căsătorie. Și dacă nu o să găsești pe cineva care să te căsătorești? O să accept că așa a fost să fie. Uite, vezi, eu nu pot să gândesc așa. Nu sunt făcut așa. Luca e un băiat special care îmi stârnește niște sentimente inexplicabile. Eu n-am să încerc să te conving de nimic. Pentru că simt că deja ai luat o hotărâre. Dar, Maria, gândește-te bine, gândește-te la ce ai de pierdut și dacă merită. Vrei să te ajut? Mama, vreau să vii cu mine la ginecolog. Dar ce, ai dureri? Nu, nu e asta. Ah. Înainte să zici ceva, să știi că m-am gândit foarte bine și vreau să fac dragoste cu Luca. Să știi că nu e bine lucrul ăsta. Nu pot să mă căsătoresc cu el ca să fac cum trebuie treaba asta. Dar nu pot nici să neg ceea ce simt. Maria, să știi că apreciez foarte mult că ai încredere în mine și îmi spui toate lucrurile astea. Cu toate că eu nu sunt de acord. Nu este ceea ce te-am învățat eu și tatăl tău. Să faci dragoste n-ar trebui să fie un capriciu. Asta e un lucru bine gândit, lăsat de la Dumnezeu. Tu te-ai gândit la consecințe? Polei are o verișoară care e medic ginecolog și vreau să vii cu mine, nu doar pentru că am nevoie de un adult, ci pentru că ești mama. Nu ai idee ce-mi cer, Maria. Dacă află tatăl tău... Nu trebuie să afle. Nu vreau să-l miniști pe el, doar că el nu m-ar înțelege niciodată. Dar tu poți. Maria, spune-mi doar un singur lucru. Spune-mi că nu o faci pentru că te presează colegii la școală. Nu, nu e asta, nu. Dacă nu l-aș iubi cu adevărat pe Luca și n-aș avea încredere totală în el, nu m-aș gândi niciodată la pasul ăsta. Bine, am să vin cu tine la ginecolog. Asta ca să știi ce să întrebi acolo. Mulțumesc. Mama a zis că o să vină cu mine la ginecolog. Wow, nu credeam că o să fie de acord. Nu e, dar o face pentru mine. Și îți pare rău? Nu, nu, de fapt simt că în sfârșit sunt pregătită. Și eu? Dar vreau să te rog ceva. Ce? Vreau să porți prezervativ. Da, mă, dar nu o să fie la fel. Nu se simte la fel. Ok, bine, atunci stai, nu sunt stai, stai, bine, bine. Facem cum vrei tu. Îți promit că o să port prezervativ. Promiți? Ok. Bine. Mamă, ce să mă îngroaș de ați în vișurile astea. Mă fac ca o batoză și e numai vina ta. Mă auzi? Ha? Ce? Poftim? La ce te gândești? A, sau mai e nevoie să întreb? Am emoții, Poli. Adică, ginecologa mi-a zis tot ce voiam să știu, doar că... Dacă nu știu ce să fac. Gândești prea mult. De fapt, nu o să ai timp să gândești deloc. Oricum, vreau să-mi dai mesaj după, ca să fiu prima care știe că nu mai ești virgină. Deci așa? Da, 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 așa ține. Așa. Așa. Bună! Ce Bună. Faceți? Uite, mama ta, Dumnezeu să o binecuvânteze, vrea să-mi curească un costum. Acum să vedem și dacă... Îi va reuși. A! Asta ca să nu te mai îndoiești de mine și nu te mai mișca. Alo, 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 domnișoară, unde Mă duc la mine în cameră să-mi fac ghiozdanul. Da? Am înțeles că pleci la munte, nu? Uh-huh. Cu domnișoarea, cum zici că o cheamă?
Poli? Hai, nu te mai mișca, că mă faci să greșesc. Ok. Auzi, Iulia? Ce nu-i asta, dragă, Poli? De unde vine? Ei. Ce nu? Auzi, ia să spui Mariei să mă sune când e la munte. Nu, ba da, auzi? Să-mi trimite și niște poze. Vreau să... să văd eu pe unde e pe acolo. Bine. Asta-i tot? Baby, we can go get lost tonight. The candles lighting up your eyes like spotlight. When you glow like that, you make me feel alive. Alright, we don't always see things eye to eye, but tonight the candles lighting up your eyes like spotlight. When you glow like that. Gata. Nu mai sunt virgină. Pot să resufli ușurată că tu ai aflat prima. A fost minunat. Să spun ceva de mâncare. Nu vreau, mersi, am mâncat la Sinaia. Am o supă foarte bună, o să-ți las-o schimbe. În pace, dacă am mâncat, las-o, numai tot. Te rog. Știi cum a fost la munte? A fost foarte frumos. Ia, lasă-ne în pace, da? Ce facem acum? Stăm să ne povestească ea cu picanterii ce a făcut la munte sau ce? Trebam doar. Măi, dacă, ia, decât să vorbiți, mai bine ia tăceți. Te rog să te duci în camera ta. Hai, te rog.